Găbitor și el a bătut obrazul fanilor care îi înjură pe jucători atunci când rezultatele echipei nu sunt cele dorite. Până să fim jucători, am fost și noi suporteri la anumite echipe și noi știm înjurături. Și știm și noi înjurături frumoase și noi putem să înjurăm dacă vrem 5 minute fără să ne repetăm. Dar nu cred că asta dă dovadă de prea multă minte. Mijlocașul de 32 de ani a venit pentru a treia oară la Dinamo în luna septembrie anului trecut. Nu a scăpat nici el de criticile suporterilor. Eu personal, în momentul în care mă critică cineva, mă automotivez, adică nu pun, adică mă deranjează, însă nu pun la suflet să mă dărâme. Am mesaje în care sunt anumite persoane care poate înjură, poate nu le convine, lasă-te, vino. Aceleași persoane care acum 6 luni de zile mi-au dat mesaj, mulțumim frumos că ai venit.